Salutare oameni buni și bun venit la o ediție Minecraft. Ok, acum vom analiza acest tip. Uitați, deci e 100% țigan. El nu, poate să fie și om, dar haideți să-i vedem. Ăsta e un țigan dezbrăcat, mi-a venit mie. Are și păr la sub braț. Are tot ce are un țigan. Bine, nu. Bine, nu este încă un țigan, dar oricum. Și ștergem lumea asta. Nu, nu o ștergem, dar am și alte lume. Am o lume numită TV. Aici este un loc de star, doar este un loc de staruri. Asta e limuzina mea sau ceva de genul. Din câte vedeți, am foarte mulți căței. Am căței pe aici, căței peste tot. Am și un spa. Să vi-l arăt. Uitați, scrie spa. Am aici, hai să ne urcăm, să sărim o dată în jacuzzi. Ole! Ok, înainte aveam o meduză în el. Că l-am făcut pe creativ și după aia m-am băgat pe survival. Din câte v-am zis în videoclipul anterior, este un loc mai... Este un Minecraft mai vechi. Ok, hai să ne băgăm pe tronul rege. Nu, soldat rege. Sunt rege acum. Ok. Hai jos din jacuzzi. Mamă, cât am sărit. Ole. Ok. Întâi hai să nu filme politicos, să vă arăt caracterul meu. Ok. Ăsta este caracterul meu. Ăsta mi-a părut mie că e bun pentru o lume ca asta. Ok. Ok, hai să vă mai arăt și alte atracții, dar întâi să dorm. Chiar mi-ar trebui. Ole! Ok. Hai, hai, hai. Bine. Bine. Hai să plecăm. O să mă folosesc de tunelul secret. Bine, bine, bine. Ok. Ok. Hai să începem cu piscina mea. Am câțiva prieteni. Ok, hai să vă arăt toboganul meu cu apă. Ok, mă urc. Și acum... Ole! Ar fi primit un damage, dar merită. Ok, mergem sus și după aia vă mai arăt și alte atracții. Bine, hai, hai, hai. Până sus, baby. Ok, sărim din nou. Bine, sunt de acord. Știți ce? O să-l iau după terminarea videoclipului. Acum haideți să mergem la știri. Am înconjurat acest loc cu apă, fiindcă așa mi s-a părut mie. Asta e casiera. Adică cu tipul asta mă întâlnesc cu salut. Hai să-i zic hello. Ha, odată. Hello. Gata, i-am zis hello prost astea. N-am dat sonorul, deci nu știu dacă mă va saluta și ea. Ok. Vă prind, uitați, ăsta e Săteanu care filmează totul. Asta filmează, ok. Hai să zic și prostul ăsta, hello. Nu știu. Dar asta răspunde mai des. Bine, promit că nu o să vă mai... Ce-a făcut, ce-a făcut, mamă? Nu scrie să ai bine. Hrâ, mamă, ce-mi face asta. Știți ce? O să-i trimit un emoticon. Bine? Ăsta e scaunul meu, ăștia camerele. Ok, am scăpat. Ok, haideți să vă mai arăt chestii. Nu am decât un lucru și să vă arăt și mai pun cealaltă lume și am plecat. E noapte în Craiova, dar asta nu mă împiedică să filmez. Ăștia sunt niște sezlonguri cu glugă. Vă prezint gașca mea de căței. Mulți căței în gașcă. Am niște găini, porci, nu știu, ăștia, nu știu de unde au venit, dar au venit la piscină, cred. A, sau poate a venit pentru iazul ăsta. Dar eu nu suport concurența. Piscina mea e cea mai bună, mamă, câtă concurență. A, văd că te duci la aia, nu la asta. Rip you! Ok. Am un coleg la școală care zice mereu fuck you, dar m-am cam obișnuit, dar că în loc să zic fuck you, zic rip you. Ok, mă așez în scaunel și plec din lume. Știți ce? Ok, încercăm chestia asta.
Gata, mi-a ieșit, super. Din câte vedeți, sunt pe scaunul de boss. Ce scrie boss? Scrie soldier. Aici scrie soldier. Ok, super. Acum, ieșim din lume. Uitați-vă. Și acum mergem în My World. Asta e pe Survival, am făcut-o eu. Nu am de mult timp. Într-o barcă noaptea. Nu e cea mai bună idee. Ok, păi am făcut-o eu pe Survival, de-abia am de ieri. Nu m-am jucat mult pentru că am activități extrasuplimentare și puncte, puncte. Oh, un zombie. Hai să-l omorăm și după aia vă las liberi, kid. Le, hai mă fraiere, te dracu. Super, ole. Bine, mă scuzați că am zis că omor decât zombiul ăsta, dar vreau și pe ăsta. Oh, mai e și unul acolo. Da, sunt obsedat. Să folosim sabia de lemn. Uităm fraierul ăsta, cine-i șeful. Și după aia mergem la fratele său cel drăguț. Mai sunt doi. Frate, ceva îmi spune că avem ceva zombie. Mamă, deci uitați, tipul ăsta la frunze în timp ce fratele lui a atacat. Adică efectiv îl doare în cur. Văd un bloc de lemn mânca. Văd un bloc de lemn minus acolo. Asta tot făcea fraierul, mânca lemn. Prost. Ok. Păi, oh, schelet, chiar vreau ceva de genul. Este o provocare să omor scheletul. Bă, deci dacă îmi dă un damage, eu jur, gata, deci chiar a vrut-o. Câte oase și două oase și două săgeți. Foarte bine, guys. Bine? Și un spider. Oh, nu, mai e și un zombie după aia. Oh, frate. Mamă, sunt doi! Sunt doi! Ok, hai și la asta. La țiganul ăsta. Nu, oh, ce bine m-am deci. Ok, hai să sperăm că zombiul ăla nu m-a văzut. Ole. Ce se... Ah, deci mi se blocă puțin. Hai, bă, baby! Ok, hai, mă, atacă-mă! Uite cum consum să... Oh-oh. Rip me, mai am bani acolo. Se uită, cred că m-a prins. Știu ce fac. Ole! Bine, pe asta am făcut-o fără să gândesc. Oh, nu, 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 nu! Kill me! Hai, omoară-mă ca să scap de viața asta! Ce bine scopai, țigan. Sunt șarman. Asta e o provocare. Mamă și zon... uite și creeper-ul. Oh my gosh! Mă urmări, băgar armată. Nu! Ai creeper? Start. Start. Să fac un truc. Nu! Viață. Și mai am cea mai grea armată de bătut. Oh, goodbye. Nu! Ete, fâs. Ok, mă respawnez. Super, fix lângă un schelet. Ce doream eu, ca să spun așa. Stau lângă un dușman fără nicio armă. Ce bine m-am scăpat de el. Iupi! Primele iteme. Bine, n-am mai respawnat de câteva ori. Oh, păi am ajuns călărit în schelet. Uite, itemele mele. Ole. Echip. Bine. Hai să ne jucăm, baby. Fără de scheletul ăla nu-și apără prietenii. Căcat de schelet. Mă bucur că face asta. Oh, nu, jumătate de viață! Se mai apropie și pe aia în genul la cruzime. Sunt mai mulți. Tot ce trebuie să fac e să fug. Vrea să mă nimerească. Bă, să mor eu. Gata. Să rămân. Deci doar scheletul mă mai poate prinde. Ok, oameni buni. Asta a fost tot. Vă rog să dați like și